de 19 iulie 2010. Apară la știi la UDN. Să încerc la talus cu bani care am prins eu 19 iulie. Este băsut. Trăiți? Merge bibanul pe aici? Ați mai dat? A, e bine! Îmi fac uita-n blaule, că să-i să fac și o filmare pentru telespectatori. Că poimine plecăm pe Valea Oltului și... Să nu-mi ies de mână cu ăștia. Păi am un prieten care vrea să dea la șalău. Păi o să-l duc eu la un loc de șalăi unde e podul ăla peste... Aha. În zona aia să lua și somn pe prohibiție la lingură. O să intrăm pe la cădere, știi, acolo la... Să vedem pe... Unde verificăm, nu în barajul mare. Nu în barajul mare, intrăm pe jos, la cădere, pe curs. Pe la pilă, pe undeva pe acolo. El vrea neapărat la șală, știi? Dar așa eu m-aș duce la Robești, că am pescuit, dar nu, acum când am luat mașina, n-a mai fost deloc. Numai că luam clean și avat de treu, da. Și măreană noaptea, dar o să mă duc acolo special pentru așa. Da. Dar era și ștucă multă, era și somn, dar nu dădeam eu atunci după ele. Acum mai dau după șalău, la twistere mici, mai am dat. La cap de jig încă nu m-am perfecționat bine, da? Toate că pot încerca, știi? Dar era somn și ștucă în primul rând pe zona aia acolo. Clean mare, avat și noaptea mreană. N-a mai fost de mult. Sunt curios și eu ce-o mai fi pe acolo, n-am mai dat. Anul ăsta ați fost? M-am dus doar în plimbare. Aha. Aia, e frumos printre munții aia pe acolo. Să vedem dacă am timp, mai mă duc și pe Mureș, unde am fost la Mintea, la Deva. Mi-a plăcut acolo la... Mai jos de canalul ăla de apă caldă. Era multă măreană acolo. A schimbat muștele de metră. Era multă măreană, adică măreană însemnând de la o palmă la 7 kg. Printre pietre frumos, adâncime. Luase unul, una la un kg jumate. Ați plecat de acolo? Nu mai trecea, a?
sunt pe aici, băgați. Cum trece bancul, cum vânează. Am mai luat, dar depinde cum vânează bancul, cum vine ei. Alergă așa ca să... Și cu twisterul la mic dați după biba, nu? A mai luat un băi acolo la gunoaie, a luat așa cu twister mic. Prietenul lui Adi, avocatul, a făcut treabă la o dandinetă de aia. La o dandinetă, un vobleraș de la mine. Eu cred că ar merge să încercăm și pe talus, mă, acolo. Mai ales că bate vântul de acolo încoa. Stă liniștit. La vânătoare eu am luat acolo. Mă duc să-l probez. Pe talus acolo. E o bosămână. De când joc la stilul ăsta. La ce... A, la oi de biban dai? Și n-ai nici vârf, n-ai nimic, ești exact ca mine. Dă-i acolo așa. Acolo, acolo. Așa, vezi. Nu mă încurci, dă-i. Să văd și eu un biban prins la oi de biban. Poți să-l simți la mână. Ai mai prins așa? Aoleo, 500 de gramaje cel mai mare. Tu la oi ți-a tras. Ești în sura, nu ești? E fără nevastă. Păi nu zic că... Adică am zis că o să fie mai greu cu noi avea nevastă, nu prea te mai lasă la pește. A mea de-abia mă lasă să ieși eu la pește, îți dai seama. Am noroc cu soacră mea că zice, hai mă, du-te, lasă-l bă și cu el. Altfel nu m-ar răsa nevasta. Să-ți iei una care îi place pescuitul, că altfel e nasoală treaba. Serios? O să vezi tu ce cearta dracu e familie. Că ea o să vrea pești mari și tu i-a duci mici, înțelegi că mari prea e greu de pești. Și să vezi, luptă după aia când te mai lasă. Tu o să-i promiți cum am promis eu, că așa e normal, știi? Să, băi, îți adun numai de aia mari, fără oase. Dar dacă n-am prins, nu i-am adus, știi? Și acum scoate ochii, băi, ce pește ăsta, mă? Unde e oia mare? Așa face. Atâți băia, mici, că e mea roze. Tare? Vrei să scoate soacra mitraliera? Ia uite, uite-i bucata aici, așa, frate, în direct. Ia uite, cum face carbonul, uite-l, vezi? Ăsta n-are oase. Să vede ceva? E greu, asta e comoară, nu se dă așa, așa. Uite, mă, vezi. Ce fac baia acolo? Cred că încă apa e caldă, nu? Mai bine îți dau canalul video să te uiți pe el la pescuit. Gabriel Ivan, știi? Gabriel Ivan? Gabriel Ivan. Îl știi? Uite. Uite cu alea, scrii pe YouTube, Gabriel Ivan, ți-am dat eu ca să ții minte. Și vezi filmele acolo frumoase la mine. Da, am eu. Da, am 2233. La Scrumbii, în vest, la Clean, la tot ce vrei, tălic. Avem una cu, la Salău, cu
Da. Păi îți place mult să dai la Șalău? Nu, eu sunt la Șlucă, dar vreau să fie Șalău. Îi facem echipă și mergem acolo. Păi, am un loc. Te duc eu, fără sonar, fără nimic. Păi am fost cu unul, dar au luat unul mărunt. Am fost cu un prieten, dar au luat unul singur și mărunt. Păi depinde ăla, era mai pescar, da. Și depinde și cine dă ăla. Ei, da. Mai ales la Șalău de ăla. Eu am dat cu echipamentul lui. Ăla de 30 de ani, profesor. Auzi? Eu sunt începător la prima partidă, cap de jig, Șalău de 4,2 kg, am luat mai mare ca lui. Auzi? El de așa și eu așa, norocul. Auzi? Când am simțit socul, când i-a dat începătura, a rămas bățul lui blocată. I l-am dat lui, că nu știam dacă, îți dai seama. A luat și el la 3 kg, 4 kg, somn. O grămadă de 3 kg nu e... Mă, a prins mult, să știi. Păi am prins de dimineață de la 7 până seara la 5. Dar cum să spui eu, mai trecea ceva timp, adică nu îl luai la 5 minute. Dar merita să dai, să insiști. Că și când se pune... Eu am mai avut trăsături, dar eu simțeam doar cioc și de-aia scurte înțepături. Nu eram obișnuit să te dau tare, știi? Că m-aș și întreba, bă, ce tu... Eu am impresia că s-a mișcat ceva, sau știi? Pe bățul lui de la Cabela s-a simțit tot, îți spui eu toate zile. Dacă n-ai băț să-l înțepe ca lumea, aia degeaba. Oricum ăla de la Cabela să era mai moale al meu, care mi l-a dat. Da, dar era mai moale al meu. Deci aluncai lumea ăla și până pica pe fundul apei la cotinea aia așa, îți vibra tot ăla până se ducea în jos. Toată coada aia scoceam băț. Deci n-am pomenit. Senzitiv, da. Și fir de 008 am dat eu, l-a dat cu 010. Textil. Da. Da, da. Cine avea? Un băiat. Da, mă, da, deci contează foarte mult, bă. Să fie senzitiv. Olteanu Marius? Olteanu Marius. Păi o fi prietenul meu, Marius, care are taxul balastieră? Păi n-am fost cu el la Scrumbie. I-am făcut eu muștean de la Scrumbie. Am mai fost cu un băiat, da. El într-o... Am fost și eu cu el într-o zi, ne-am pomenit și am stat cu el în barcă să învăț, că eu nu sunt în barcă la Scrumbie. Păi el avea 3, știa rostul, îi făcusem o linie, a luat 70 de scrumbii cu o linie cu roșu, care a făcut-o la mine. Și eu am luat 2 pești, n-am știut, cu băzi dur, n-am știut. După aia m-am înspeiat, mi-am făcut eu 2 fidere, că am văzut care șmecheria. Și m-am dus eu cu barca. Ei doi au luat 40 de bucăți, eu am intrat la 12 și până la 2 aveam 40 de bucăți în 2 ore. Făcea băzi mai trage și tocmai scoteam câte 3-4. Păi a zis că merge pădurile la Clonc și i-am zis să mă ia și a zis că mă ia și pe mine, să fac filme. Și a zis că mă ia și pe mine, că a luat la 60 de kg. Vorbesc cu el că... la nu vreau să-mi iau barcă cu motor eu personal și să vezi material de scrumbie ce-ți bag. Eu am și barcă și motor și... N-am, că eu n-am fost pregătit de Dunăre. Dar au fost curenți puternici, eu m-am dus cu o pneumatică, mi-am făcut ancorajul, ținea. Când am văzut că vine un vapor, mă băgase și eu mai în curenți cu pneumatica. Când am văzut că vine un vapor, i-am tăiat sfoara și a rămas fără sfoara. Ultimele 2 zile n-am avut cu ce să dau. Dar acum nu-mi pare rău că am învățat... Ia uite, a dat ăsta, frate. Acum am învățat șmecheria care-i. Că dacă nu știi... Nu te stai zona, așa înțelegi, de dai pe zonă, te stai. Nu neapărat. Și am văzut și mreană, și doamnă de un metru, pe Dunăre, am văzut și mreană și scrumbii, deci bandă scrumbii. Cu zonarul. Păi, în același loc, mă uitam de aici, vedeam colea mreană. Păi da, dar ele erau foarte multe acolo în zona unde ai văzut. Da,
probabil. E foarte mult pește în zonă. Și pe acolo nu prea se braconează, nu prea se pescuiește. E greu să bracone. Și când îți urcă bancurile de scrumpii e milioane, nu e 3 scrumpii. Noi așa avem impresia, dar... bancuri de 20, 30, 50, maxim. Mersi. Înțeleg? Deci sunt bancuri întregi. Frumos, pe feeder, mi-a plăcut. Prum de 120, l-am cam forțat cu 120, trebuie să bag 100. M-am chinuit la aruncare, știi? Barca ușoară. 120, am dat și cu 180, unul legat lângă barca și cu 6 muște. Le luam numai la alea de jos, până la 2 metri adâncime, la alea întregea. Avem niște modele mai noi făcute cu biluțe mișto, am luat pe alea de rupt. Mânca fără să-i fac nimic, fără să joc. O ia trăgeai, trebuie să aștepți. Luai 3, 4, 5, 6, 7 și după aia mai așteptai vreo 6, 7 minute. Nu trebuie să te grăbești. Că după aia iar venea bancul, iar bam, bam, știi? Dar dădea frumos, dădea. Dar am zis cu barca, mă duc și eu pe curentul de ei. Că de ce te băgai pe curentul mai principal, mai puternic, erau mai multe, știi? Așa se dădeau. Dar eu vedeți așa ochiul el? Nu, mă, nu, că noi ținem cu mediul. Bun. N-ai prins biban? Cum mă să spure ăla? Dă-i la muscă, lasă ochiul. Îți face noi rost, te duci ei 5 lei și îți dăm o linie. 5 lei te costă o linie. Da. Și nu mai treabă, și înveți și ei și pește. Bățul ai dur. Înțeleg? Înveți și tu ceva la viața ta. Te chinui cu ochii, dă-i încolo de ochi. Ia uite, numai așa o să scoți. Școala e gratuită. Trebuie să faci rost neapărat. Pentru viața ta, pentru școala ta, te costă 5 lei. Unde ai mai învățat să înveți o meserie cu 5 lei? Ai mai auzit așa ceva? Dar a început peștele și pe delta, de-aia am vorbit cu oamenii de acolo. Șalău, somnul și crapul. Vreau să mă duc și eu o tură. Acum vara îl găsești pe brațe. Înțeleg? Păi, și acolo e brațul Dunării, brațul Sfântul Gheorghe. Te duci cu alea la Dunăre. N-am pescuit la Calafat. Au mai dat la scrumbii ăștia. La Calafat? Da. Și e departe de mal din Sulaia? Da, nu merge să-i nevea cu barca. Barca un motor, să te duci la ea. Are 500 de metri. Are... ia ca lungime. Nu, ia doar că se traverseze, are 2 km așa. Aha. Partea de altă, ca să traverseze la pușoare, e mai mare. Mai mare. Are cred că 2 km deschidere din rea. Am înțeles. O fi ca aia din Gura Jiului, că am un prieten în Gura Jiului. În Gura Jiului e o super insulă. Cu monștri, auzi? 30 de crab la 30 de chile, fiți o lupițurcă. Avații până la 7 chile, ci că spală malurile, auzi? Vreau să mă duc și eu acolo. Și de ce n-ați prins niciunul? N-aveați muște sau de ce? Nu prea eram pregătit la bani. Muște, twistere. Nu merge. Se vogăre ca lumea. Dacă noi dădeam pe muscă, cum să nu meargă? N-ai încercat tu? N-aveam nici ringuri de alea grele să pice, n-aveam nimic. Trebuia jig de 18-20 de grame, cu un twister negru atât și cu burta albă, atât. Și legai pe niște cârlige cu strune așa, mai măricele cârligele, niște fulgi albi, memorezi noi, găseai tu ceva alb. Dacă spui eu. Păi eu o să fac demonstrație acolo, știu că nu o fi simplu, da. Nu e simplu, dar e eficient. Dacă mi-e pe Dunăre mușcat în buldo, eu ziceam să ducă la muscă ăsta mușcat în buldo. Deci se repede la tot ce mișcă.
În special ce e mai albicios de seamănă cu peștele. Și roșu îi place mult. Dar acolo la ce dai la calafa pe insulă? Pe la Șalău? Care trebuia, m-am dus nepregătit, eu luam, eu... Da, așa. Ultima dată la Drăgănești dădea drumul la iarbă, noi n-am putut să mai dăm. Trebuie să mai mă duc o dată să mai văd cum e, să mai mă duc o dată și după aia poate ajung să încep să prind galul. Da. Dar am prins covara, am prins, dar n-aveam ace, n-aveam ce trebuia. Trebuie să fii pentru fiecare ce trebuie. N-aveam forfac, aveam... Ălea de fidere-s bune. Am și fidere, dădeam cu textil, nu intra că dădea ăla, aveam ace mari. Da, acolo. Așa pe să reau pe acolo, că era imposibil să nu vezi, Atacau și alăi pe mal sau ce dracu erau. Avaz de. Erau toți peștișorii aia. Răpitori de ăștia, avaz, son și ală. Cred că și alău. Dacă aveai niște muște ceva, făceai treabă. Și la șalău faci treabă muște.